unde găsești mâncare sănătoasă și gustoasă, bazată pe plante. La invitația celor de la Teste de Bine, m-am gândit să fac astăzi o rețetă și o rețetă la fel de simplă și foarte gustoasă, de fapt un desert, un desert fără gluten și fără alergen. În video precedent am făcut un lapte de migdale și am spus că în această bucătărie nu aruncăm nimic, folosim totul la maxim și ne-a rămas fibră de la laptele de migdale. Ce facem cu ea? Putem să o folosim în mai multe combinații, dar de data asta am ales să facem un desert. Foarte simplu, cu niște bomboane. Ce vom folosi în această rețetă? Foarte puține ingrediente și ingrediente foarte simple. Folosim așa, fibra de la laptele de migdale, folosim fulgi de cocos. Eu am ales de data asta fulgi de cocos un pic mai mari, pentru că mi se par un pic mai grași. Curmale, pe post de îndulcitor. Un dulcitor natural, ca să folosim zahăr și mai are și de textura, o textură cremoasă bomboanelor și leagă foarte bine. Și o cereală sau o pseudo-cereală, de fapt, hrișca. Și folosim hrișcă verde. Folosim varianta ro pentru că varianta crudă este mult mai sănătoasă. Și de ce o folosim în această rețetă? În primul rând nu are gluten și în al doilea rând dă un gust crocant bomboanelor. Bun, pentru asta o să folosim un robot, un blender. Ideal ar fi, dacă nu aveți un blender puternic, să folosiți acel robot cu lama în S, nu un blender, pentru că textura este mai viscoasă și atunci blenderul ar putea să dea în gol sau nu s-ar amesteca foarte bine ingrediente. Haideți să începem. Ce facem? Punem la început fibra de migdale, pe care am zis că o putem folosi mai multe variante, putem să facem, de exemplu, și o brânză de migdale, doar că ideal ar fi ca migdale să fie curățate. Astea au un pic de coajă, nu ne deranjează, pentru că bomboanele vor arăta foarte bine și vor avea o culoare frumoasă. Adăugăm așa, migdalele și, și punem curmale. Punem curmalele și mărunțim doar aceste două ingrediente. Am lăsat robotul 30-40 de secunde. Depinde cât de puternic este robotul, o să mai amestec un pic. Textura trebuie să fie lipicioasă ca să putem să-i dăm o formă. Adăugăm un pic de scorțișoară. Scorțișoara în deserturi nu este doar pentru aromă, este și pentru a menține glicemia la nivel normal. Am pus scorțișoara, am pus cam 4 linguri de hrișcă verde și de data asta nu dăm robotul la maxim. Dăm la o viteză medie ca să amestecăm toate ingredientele, nu mai avem nevoie să le pasăm. Mutăm compoziția pe o hârtie. În această compoziție puteți să faceți chiar și un blat de prăjitură, peste care să faceți o cremă, de exemplu. Sau rămânem la prima variantă, la varianta de bomboane. După ce am scos compoziția din robot, îi dăm o formă, am ales, facem niște biluțe și o dăm prin fulgi de cocos. Sau puteți să puneți bomboanele în praf de roșcove, cacao, hrișcă. Organică, să
fie coaja netratată. Sau putem să dăm forma unor batoane într-o tavă și să le coacem la foc mic la cuptor și să facem niște batoane proteice. Deci idei sunt foarte multe și pentru mai multă inspirație puteți să intrați pe rețetecutania.ro și acolo găsiți foarte multe variante de prăjituri, bomboane și toate sunt fără gluten, fără lactate, fără unt, fără niciun produs animal.